În urma unor cercetări efectuate în anii 2016 și 2020 în 200 de localități, s-a descoperit faptul că, în timpul perioadei alegerilor, numărul de vize de flotant este de 10 ori mai mare decât în anii fără alegeri din aceeași perioadă. Acest eveniment demonstrează faptul că multe persoane vin în localitatea respectivă pentru a-l vota pe primar, urmând ca în următorii 4 ani să nu mai calce pe acolo. Modificarea propusă este ca în toate situațiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reședinței, solicitantul va declara pe propria răspundere că locuiește de mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară. Declarația va fi consemnată pe cerere în fața funcționarului de evidență a persoanelor la fiecare trimestru. Pe parcursul acestei perioade se vor efectua și verificări pentru a stabili dacă persoanele respective locuiesc acolo și dacă în urma acestora se va stabili contrarul, cererea lor va fi respinsă. Prin adoptarea acestei inițiative legislative dorim eliminarea fenomenului de turism electoral și distorsionarea rezultatului alegerilor. Aceste fenomene reprezintă corupția care continuă, din păcate, să existe în țara noastră, dar prin schimbările propuse mai sus, facem unul dintre primii pași necesari pentru a o înlătura din țară, a declarat deputatul vâlcean Laurențiu Cazan.